Salutări tuturor, bine v-am găsit la GSP Live. E pauză în fotbalul românesc. Echipele din Liga 1 se reunesc după anul nou, echipele din Liga 2 mai așteaptă. Naționala își caută în continuare, de fapt, selecționerul își caută în continuare jucători, chiar dacă în perioada asta vrea să stea alături de familie. Edi Iordănescu tot are niște discuții și niște probleme, pentru că unul dintre jucătorii pe care i-a convocat recent la echipa națională s-ar putea să aleagă Italia. Este vorba despre Boloca, Daniel Boloca, fotbalist la Frosinone în Serie B, care a fost chemat pentru o acțiune de Roberto Mancini, selecționerul Italiei. Fusese jucătorul convocat și de Edi Iordănescu, însă n-a jucat foarte mult, iar tatăl fotbalistului, într-un dialog cu reporterii Gazetei Sporturilor, recunoaște că jucătorul a fost nemulțumit de cât a jucat și s-ar putea să aleagă Italia, dacă Italia îl va convoca. Mă rog. Între timp, Mihai Rotaru anunță că renunță la Universitatea Craiova. Craioveanu nu-l crede. Continuă discuțiile după campionatul mondial, după finala campionatului mondial, continuă discuțiile legate de datoriile lui Dinamo, continuă discuțiile legate de transferuri. Despre toate astea discutăm în această dimineață cu Ionuț Chirilă. Mergem pe coasta de Azur, evident nu aici la noi la frig, în București, unde ninge, bate vântul, pe coasta de Azur, unde probabil sunt multe grade. Ionuț Chirilă, întors de la campionatul mondial din Qatar. Bună dimineața, Ionuț! Bună dimineața, Costin! Văd că ai un tricou, e cu Maradona pe spate sau cu Messi? Că asta e marea întrebare, marea dilemă de după finala asta. Mă rog, a unora, că mulți gata au și dat verdictul, Messi, cel mai mare fotbalist din istoria planetei. Este cel mai mare fotbalist din istoria planetei acum, dar nu este cel mai mare, este Diego. Nu poate fi egalat de nimeni niciodată. De ce? Hai să vedem. De ce zici asta? Că s-a făcut o discuție, unii, uite, și eu sunt de acord cu tine, că cel puțin în istoria mondialelor ce a făcut Maradona în 86 nu poate fi atins de nimeni și n-a fost atins de Messi la mondialul ăsta. În primul rând să discutăm despre victoria Argentinei ca să ajungem la comparația dintre cei doi. Stai așa că este pentru pentru prima dată în ultimile trei ediții ale campionatelor mondiale, sau poate dacă vrei chiar din 86 de atunci, așa, când Argentina demonstrează că nu este numai un conglomerat de valori individuale și este o echipă. Argentina a câștigat acest titlu cu recuperările fantastice, cu pressing-ul dus la paroxism, cu niște jucători care s-au sacrificat incredibil pentru fiecare minge, pentru fiecare părticică de teren câștigată. A fost o echipă care s-a sacrificat, a recuperat cu știința tackling-ului și a jocului de intercepție zeci sau sute de mingi fără fault, de unde a plecat în valuri pe construcția unor atacuri, acolo unde ei se pricep mai bine ca oricine pe lumea asta. Această echipă s-a sacrificat și pentru Messi. Toată echipa s-a sacrificat pentru Messi. Un Messi care în minutul 70, din păcate, al acestei finale s-a prăbușit fizic. Așa. Și lucru pe care ar fi putut să-i coste pe argentinieni acel trofeu. Deci tu spui că prăbușirea Argentinei din final, golurile Franței n-au fost întâmplătoare, n-au fost rezultatul unei reveniri extraordinare a Franței, ci mai degrabă faptul că Argentina juca cu un om în minus în momentul ăla. Nu, Argentina a dat totul timp de 70 de minute. Așa. Iar dacă la 2-0 fructifică una din cele două ocazii pe care le-a avut și face 3-0, da, cred că le dă 5. Pentru că atunci Franța literalmente se prăbușește. Bun. La 2-0 a fost un moment în care ei au atins vârful. Nu este ușor, n-am văzut echipa Argentinei să joace așa fantastic niciodată. De ce? Pentru că au reușit să țină acea circulație și posesie într-o viteză amețitoare, să paseze în zonă liberă și să nu intre în situații de 1 contra 1 cu niște jucători francezi mult mai puternici din punct de vedere fizic. Așa. Asta i-a făcut pe francezi să fie anesteziați. Nu puteau să joace. Pentru că ei, dacă n-au dueluri 1 contra 1, nu se simt ca peștele pe uscat. Tehnica argentinienilor și viteza cu care au construit atacurile poziționale, inteligența, cursivitatea cu finalizare, timp de 70 de minute, a pus Franța într-o situație delicată în care Deschamps
nu avea niciun fel de soluție. Aveai impresia că nu se schimbă nimic. Deși schimbase în chiar înainte de pauză, adică nu se schimba deloc. Deși schimbase, dar degeaba schimbase, ei nu puteau, trebuia schimbat jocul. Nu aveau niciun antidot pentru jocul Argentinei. În minutul 70, probabil și acolo s-a făcut, cred, o greșeală pe care toată lumea o spune. Di Maria ar fi trebuit să mai stea în teren încă 10-15 minute. În minutul 70 s-au prăbușit și totul a început cu acea pasă greșită a lui Messi, care vine din oboseală, pentru că totuși are o vârstă Messi. Da. Și atunci Franța a început să joace pe contre. Franța, îmi pare bine că totuși a câștigat fotbalul, și fotbalul a învins atleții. Pentru că nu era normal ca o echipă doar care aleargă să ia un titlu mondial pentru 20 de minute și să piardă acest titlu o echipă superbă care a bucurat întreaga planetă prin imaginație, prin tehnică, prin rafinament, prin finețe. Deci sunt fericit că a câștigat fotbalul. Bun, ok, vreau să te întreb, stai așa un pic, că am multe curiozități care mi-apar după ce spui tu. Dacă ai fi fost antrenor Argentinei, l-ai fi scos pe Messi, ți-ai fi permis să-l scos pe Messi, pentru că ar fi închipuiet să se fi întâmplat chestia asta, revenirea Franței fără Messi pe teren. Și ce discuții ar fi fost? Așa, Messi a dat golul de 3-2 în prelungiri, a marcat în penalti, da, la penalti. Aici e o problemă. Din punct de vedere tehnic, da? Ai fi putut să-l scoți pe Messi și să bagi un travailleur, da? Gattuso, care să stea numai în alunecări la disperarea totală, da? Și să țină acel rezultat. Dar cine și-ar fi permis să-l scoată pe Messi? Pentru că probabil era împușcat la eterizarea avionului la Buenos Aires. Asta spun. Dacă s-ar fi întâmplat ce s-a întâmplat după aia cu revenirea Franței și Messi era scos... I-am dat fratelui meu un mesaj și i-am spus zic, în minutul 70 poate l-aș fi scos pe Messi. Pentru ca să intre unul proaspăt, să creeze densitate la mijlocul terenului și să țină jocul, pentru că ăștia veneau în valori francezii. Așa, și el la care el după golul 3 spune, vezi, de aceea Messi trebuie să rămână în teren. Da, e cu dus și întors acum, noi ne jucăm. E clar că nimeni nu putea să-l scoată pe Messi, da. Însă era vădit faptul că Messi, care 70 de minute alergase incredibil și își făcuse datoria nu de 100%, de 200% față de echipa națională, obosise, pentru că vârsta, din păcate, nu iartă pe nimeni. Dacă Messi ar fi avut în acea seară 24 de ani sau 25 de ani, mai putea juca încă 100 de minute. Dar el, Argentina ce a făcut? Argentina n-a știut să-și dozeze efortul. Ei sunt ca niște copii care atacă tot timpul și ar fi atacat încă 300 de minute dacă mai dura acel meci. Pentru că ei plecau în valori să atace și să construiască atacuri poziționale cu niște combinații și niște devieri în care eu tu ții minte ocaziile pe care le-au mai avut în plus. Era o sarabandă de undoiuri, de undoiuri pentru al treilea, de devieri, de decizia omului fără minge, în care francezii erau pur și simplu uluiți. Poate ar fi trebuit la un moment dat să tempereze și să-și dea seama că au nevoie de dozarea efortului mai mult decât orice, pentru că Franța, fizic, așa, probabil este cea mai puternică echipă din lume. Are niște coloși, niște fiare dezlănțuite, sunt niște oameni care nu mai sunt oameni, sunt niște nebuni care aleargă cu disperare și care mai puteau să alerge, după cum ai văzut, cred că încă o oră. În ritmul ăla. Da. Dar ei au putut să alerge în momentul când Argentina a murit din punct de vedere fizic și n-a mai putut să facă jocul ăla de posesie și de circulație care să nu le dea francezilor niciun respiro. Revenind la comparația ta, acum vreau să-ți spun un lucru important, pentru că am făcut această introducere. Da, Argentina, echipa Argentinei, 10 jucători au jucat pentru Messi. În timp ce Maradona în 86 a făcut singur o echipă campioană mondială și a pus în valoare pe Buruceaga, pe Valdano et company. Era scos din minți, îi trăgea după el, adu-ți aminte cum câștiga duelurile, adu-ți aminte slalomurile pe care le făcea, recuperările pe care le făcea, golurile cu Belgia din semifinale geniale și modul cum a dus pe Everest această echipă a Argentinei. Uite, e o discuție, iartă-mă un pic, Ionuț, fii atent, e un argument pe care oamenii îl au,
cei care consideră că de fapt nu poate fi comparat și probabil că poate nu poate fi comparat nici măcar un mondial, un turneu final al lui Maradona cu unul al lui Messi. Maradona avea 26 de ani în momentul mondialului din 86 și o forță fizică și o prospețime extraordinară. Messi are cu 10 ani mai târziu la mondialul ăsta. Adică deja e un... Când avea cu 10 ani mai devreme, Messi a pierdut mondialul. E adevărat și asta. Așa e. Aici îți dau... N-am cum să te contrazic aici. Da. Și îți mai spun ceva. Deci acum sunt două diferențe mari în favoarea lui Maradona. Construcția fizică a lui Maradona. Uitați-vă la picioarele lui Diego. Da. Și uitați-vă la picioarele lui Messi. În Maradona, dacă intrai în el, te lovei și cădeai secerat. Okay. Avea o forță ieșită din comun. În timp ce pe Messi l-am mai văzut câteodată neputincios în fața unor dueluri de unul contra unul cu adversari fizici mai puternici decât el. Din punct de vedere al construcției, Maradona era, ca să fac acum să glumim, butoiașul ăla de la Michelin, de la imaginea lui Michelin, omulețul ăla de gumă. Era un pachet de mușchi din cap până în picioare. Era o forță incredibilă. Era mai puternic fizic decât toți jucătorii francezi care au fost în finala asta de acum. Da, dar el era un criteriu de a desemna cel mai bun jucător din istorie, faptul că unul era mai bine făcut, altul mai puțin bine făcut. Păi este o calitate importantă, okay, pentru că la Maradona se combina fantastic tehnica magică pe care o avea cu forța fizică. Așa. Messi are o tehnică magică, dar n-are forța aia lui Maradona, care în anumite momente, ca acel minut 70 din finală, să nu greșești. Aha. Doi, cel mai important lucru care face diferența este că cea mai mare performanță a lui Maradona, mai mare decât titlul mondial, mai mare decât sutele de goluri pe care le-a marcat, este titlul cu Napoli. Este unic în fotbalul italian, da, când pentru o seară cel mai sărac oraș din Italia a ajuns într-o noapte cel mai fericit. Este singura dată când Sudul a bătut industrializarea Nordului, miliardele familiei Agnelli, a lui Berlusconi, Fininvest, Moratti și așa mai departe. Bun, fii atent, singur, argument, contraargument, ascultă contraargumentul meu, fii atent, nu e al meu, e al oamenilor. Stai o secundă, stai un pic. Așa, zi tu, bine, du-ți tu ideea, haide. Singur Diego a făcut o echipă campioană a Italiei în cel mai puternic și tacticizat campionat din lume în momentul acela. Am văzut foarte multe comentarii, ce mare lucru a făcut totuși Maradona cu Napoli. Acum trebuie să le spunem oamenilor ăstora că în momentul în care Maradona vine la Napoli, Napoli era era la retrogradare. Deci Napoli era un club mic la retrogradare și nici n-am făcut super mari transferuri pentru a schimba lucrurile. Acum, o să le citesc oamenilor un mesaj primit de la un om din fotbalul românesc, a fost și acționar de club și care a stat în străinătate o perioadă lungă de timp. Nu vrea să-i divulg numele, să-mi spune așa. L-am văzut pe viu pe Maradona de cel puțin 75 de ori când juca la Barcelona și apoi la Napoli. Meciurile din Italia erau contra unor giganți. Milan, Juve, Inter, Sampdoria, Fiorentina, Roma, Lazio. Corect. Lazio, toate pretendente la titlu an de an. Maradona a câștigat două titluri contra lor. Messi e bun, dar avantajul lui este că Maradona a jucat înaintea apariției lui. Și continuă, Messi în Spania la 21 de ani a avut maximum 10 meciuri mai dificile. În 21 de ani a avut maximum 10 meciuri mai dificile pe an cu Real, Atletico Madrid și ceva în Cupa Campionilor. În rest juca cu Alde, Getafe, Espanyol sau Valencia. Adică nivelul de adversitate pe care l-a întâlnit Maradona în Italia era mult mai mare, spune nu el. Nu există. Decât... A luat o echipă de la retrogradare și a bătut miliardele Nordului, singur. A luat o echipă de la retrogradare, singur a făcut o campionă pe Napoli. Asta este o performanță uluitoare, în timp ce Messi a jucat la Barcelona, într-un imperiu. Da. Da. Adică asta este diferența. Sunt mari amândoi. Sunt uriași amândoi, dar Diego a făcut religia, a făcut religia fotbalului, a făcut milioanele de copii fericiți, milioanele de copii săraci din Argentina. Tot timpul ai auzit cântecul acela în tribune care îi încuraja pe tot campionatul mondial. Acel cântec ți-l traduc. Yes, m-am născut în Argentina,
țara lui Diego și Lionel, de la copiii din Malvinas, pe care nu îi voi uita niciodată. Nu pot să ți-l explic, pentru că nu vei înțelege finalele pe care le-am pierdut. Câți ani am plâns, dar asta s-a terminat, pentru că în Maracana, finala cu Brazucas, tata a câștigat-o din nou. Băieți, acum ne-am entuziasmat din nou. Vreau să câștig al treilea. Vreau să fiu campion mondial. Și Diego, din cer o putem vedea, cu Don Diego și la Tota, aplaudându-l pe Lionel. Băieți, acum ne-am entuziasmat din nou. Vreau să câștig al treilea. Vreau să fiu campion mondial. Și Diego, din cer, o putem vedea, cu Don Diego și la Tota, înrădăcinați pentru Lionel și fiți din nou campioni și fiți din nou campioni. Da, frumos, asta uite, vezi, un cântec meu. Frumos ăsta. Da, ăla este cântecul pe care l-a auzeați în tribună, este traducerea lui. Și îl cântau toți foștii fotbaliști, Batistuta, Zanetti, că îi vedeam pe toți cu palmea aia. Cum au italienii gestul ăla cu mâna așa, argentinienii au gestul ăsta când cântă, când scandează, fac din mână cumva așa. Pentru mine Maradona este unic. Așa. Am auzit că... Fii atent, alt argument, contraargument. Fotbalul de atunci se juca cu basca în cap. Viteza de joc era scăzută. O altă prostie. Și eu îți dau un contraargument la ce spui acum. Așa. El pe Maradona, omul Maradona, da? La 22 de ani, structura lui fizică, da? Tehnica lui amețitoare, și pune-l acum, în această finală. Ce vorbim? Noi vorbim de calitatea lui. Ce legătură are... Ce făcea el cu mingea, viteza de execuție, rafinamentul. El făcea lucruri contra legilor fizicii. Țin minte odată când la Napoli primește o diagonală la meciul cu Juventus. Așa. Și face dublă preluare în alergare cu același picior. Asta este ceva care nu poate să facă nimeni în lume și după aia aruncă mingea în vinclu. Ce legătură are? Că da, ideea e că Messi, de exemplu, n-ar mai avea timp să facă așa ceva acum, pentru că fundașii ar veni imediat pe el. Cum adică? Ar tăbărâ imediat adică pe el. Că spațiile de joc s-au comprimat în fotbalul modern și timpul de reacție e mult mai scurt. Nu contează chestia asta. Maradona avea o viteză de execuție. Păi pune-l, antrenează-l pe Maradona în fotbalul modern. Ah, și vezi dacă poți să facă chestia asta. E același lucru. El avea o calitate tehnică, o magie. Era ieșit din comun. Am auzit un lucru care m-a deranjat foarte mult la unul din colegii tăi. Nu-i mai dau numele acum. Așa, ce? Că Messi este mai mare pentru că nu s-a drogat. Păi, am să-i spun lui Cătălin Țepelin, dacă nu știe, că zeii se droghează câteodată. Când ajungi, da, nu-i normal, chestia asta nu-i normală, Ionuț. Nu, când și ajungi zei, pe Everest, da? Și de acolo în cer, da? Că ei sunt zei și noi suntem pământeni, noi nu putem să înțelegem chestia asta, așa. Ei se mai și droghează, știi? Adică și Whitney Houston, și Maradona, și Elvis, și-ți mai dau 10 nume uriașe. Asta nu l-a împiedicat dacă Elvis Presley s-a drogat, da? Pe Ronald Reagan, președintele Statelor Unite, să spună la moartea lui Elvis textual. Odată cu Elvis a murit și o parte din America. Da, dar asta, fii atent, asta este, mi se pare totuși și o direcție periculoasă, pentru că se uită niște copii la noi acum și zic, bă, dar dacă sunt genial, aș putea și eu să mă droghez, nu? Nu, asta, fiecare face ce vrea cu corpul lui, nu sunt de acord cu chestia asta, sunt total împotrivă. Dar nu poți să-l judeci pe Maradona pentru că el și-a bătut joc într-un fel de viața lui. Trebuie să-l judeci pe Maradona pentru ce a dat lumii, pentru magia, pentru bucuria care a dat-o oamenilor, pentru plânsetele și lacrimilor milioanelor de oameni din tribune și de la televizor. Nu poți să-l judeci pe Maradona pentru viața lui personală. Da, bine, judeci aici pe Maradona cumva și Messi are, de exemplu, o chestie recentă, o evaziune fiscală teribilă în Spania, adică... Da. Dar, na, lucrurile sunt separate. Adică ce a făcut Messi pe teren e total distinct față de ce a făcut Messi, cetățeanul Messi, la agenții fiscali din Spania. Am auzit că la Roma, când a venit pe aeroport, nu știu, când a fost arestat, după aia presa l-a întrebat asta, ca să facem o glumă. Diego, este adevărat că datorez fiscului italian 10 milioane. Așa. Zice, da, și care e problema? Nu mi-au încă putut în sacoșe, i-aduc data viitoare.
Da. Da. Fii atent, de unde vine dragostea asta ta pentru Maradona? Îmi aduc aminte, tatăl tău în redacție la ProSport era, când vorbea de Maradona, se aprindea așa, îi străluceau ochii mai tare decât când vorbea despre Hagi. De aici vine povestea, de aici vine și dragostea ta pentru Maradona? Da, da, pentru că Maradona era, bineînțeles că am ținut ca Argentina să câștige acest campionat mondial gândindu-mă la tata, gândindu-mă la una dintre cele mai frumoase cărți pe care le-am citit vreodată, Argentina, al tatălui meu, pe care da. Am auzit-o prin bucătărie, prin sufragerie, înainte ca ea să apară. O știam și înainte să-i văd manuscrisul. Deci cumva Argentina e în ADN-ul tău, cumva, nu? Cam asta. Da, în ADN-ul meu și de antrenor, pentru că îmi place mult mai mult tehnica argentiniană decât tehnica braziliană. Ei fac puțină samba, driblează puțin în lateral, fac spectacol, dansează. Ăștia driblează în profunzime, scot oameni din joc și asta e, pentru fotbal este fantastic. Îmi plac driblingurile argentinienilor. Și acum vezi că amândoi, și nu numai noi, tot mapamondul vorbește de cei mai mari jucători ai tuturor timpurilor, Maradona și Messi. Deci sunt argentinieni. Bun, vreau să te întreb un pic, de ce totuși Franța, marea favorită a turneului ăsta final, n-a reușit să câștige campionatul mondial? Stai în Franța, bănuiesc că auzi discuții în jurul tău, oamenii discută, au explicații sau n-au? Dacă pe mine mă întrebi, un lucru foarte important, și am văzut chestia asta, că am văzut o ruptură în echipa Franței. Așa am simțit-o. Unde? Între cine și cine? Este neconvocarea lui Benzema. Ah, ok. Aici Deschamps și-a apărat principiile, dar și-a curățat postul și cariera de selecționer. Pentru că este atât de riscant să nu-l chem pe balonul de aur, pentru că el este balon de aur pentru golurile marcate la Madrid, pentru Real, din toate unghiurile posibile și imposibile, și atunci toată Franța se întreabă ce s-ar fi întâmplat dacă în ultimul minut, la situația de 1 contra 1, Benzema era în teren. Eram probabil campion mondial. La Colo Muani, acolo? Da. Aici este o discuție. Este foarte clar că fiecare, mai ales un jucător de forța, de calitatea și, repet, balonul de aur alu Benzema, are prozeliți în echipă, nu? Sunt unii cu el, sunt unii care sunt mai puțin cu el, dar fii convins că au fost discuții între Benzema și anumiți colegi. Și poate o parte din echipă, nu știu dacă mare sau mică, a luat-o ca pe o nedreptate. Ca să nu duc discuția și mai departe, că s-ar fi spus pe aici că se poate ajunge și la un lucru de rasism, dar în fine, nu mai discutăm de chestia asta. Fii atent. Faptul că Benzema, deci pe Benzema, Deschamps este un om impecabil cu principii, da? Dar sunt momente în care nu mai poți să faci ce vrei. Adică el, dacă îl convoca pe Benzema, chiar dacă Benzema nu juca, dar era acolo, controla situația. Okay. El trebuia adus la campionatul mondial. Iar chestia asta cred că a contat foarte mult. În al doilea rând, Franța a demonstrat că este, ca și campionatul francez, care nu se compară cu campionatul italian din punct de vedere al tacticizării jocului și cu alte campionate puternice, Franța a rămas puternică fizic și în momentul când are spații. Nu am văzut o echipă a Franței mai umilită timp de 70 de minute niciodată în istorie. O echipă mai neputincioasă. Da. Se pare că mai au de lucrat la organizarea jocului, la construcția atacurilor poziționale, la circulație, pentru că efectiv nu aveau niciun fel de resurse și nu aveau niciun fel de idee, nici jucători, nici Deschamps, care vorba ta, făcea schimbări după schimbări și nimic nu se schimba în joc. Și aici este o problemă. Este cel mai puternic campionat din punct de vedere fizic. Dacă totuși fotbalul înseamnă altceva. Fotbalul înseamnă
ceea ce a jucat Argentina 70 de minute. Și era nedrept. Bun, dar fii atent, dacă tot vorbim, tu ai spus o chestie mai devreme și te-am auzit de multe ori la emisiuni, dând exact exemplul ăsta, contraexemplu era de fapt, exemplu negativ, domnule, uitați-vă la Argentina lui Messi, care, că tu spuneai mereu, da, domnule, forța grupului bate mereu valorile individuale, da, și dădeai exemplu, asta uite, câștigă. Messi în echipa Argentinei nu reușește să facă nimic pentru că Argentina nu are o echipă. Nu reușește să fie Messi din echipa Barcelona. Da, da, corect, pentru că Argentina nu avea o echipă strânsă. E, anul ăsta, Argentina câștigă titlul mondial tocmai cu un grup. Și întrebare... Cu forța colectivă. Marele artizan al victoriei ăsta, nu cumva e Scaloni, antrenorul care a reușit să strângă grupul ăsta, pentru că au fost foarte mulți antrenori la Naționala Argentinei care s-au perindat cu Messi jucători și n-au reușit să facă performanța asta. Fără doar și poate. Ai perfectă dreptate. Sunt 100% de acord. Deci, practic, antrenorul face o campioană, da, mondială, de fapt. Ok, jucătorii, da, joacă, dar antrenorul știe să strângă un grup cumva. Messi a strălucit în acest campionat mondial pentru faptul că jucătorii s-au sacrificat pentru el, au recuperat atâtea baloane și recuperându-le, el a avut de 10 de ori mai multe baloane ca în ceilalți ani. Pentru că în alți ani, jocul fiind în degringoladă și fiind rupt în multe momente în care fiecare din jucători, Messi, Di Maria, Dybala, toți ăștia, Higuain, încercau să se organizeze singur, da, și era totul era un nonsens, acum totul s-a comprimat în favoarea lui Messi pentru că a avut de mult mai multe ori mingea, iar Messi când are mingea devine sclipitor. Devine sclipitor. Pasele la întâlnire și cum îi pironește pe aia, îi împietrește în teren pe adversari și pune pe contrapie, sunt unice în lume, sunt uluitoare. Da, dar cu forța colectivă. Deci ce spuneam înainte, acum spun, forța colectivă a ridicat și valoarea lui Messi la acest campionat. Pentru că el a fost mai bun ca niciodată. Fii atent. Vreau să te întreb și pe tine, am întrebat antrenori cu care am discutat după terminarea acestui mondial. Ai observat, ai și fost în Qatar, ai observat ceva care se întrevede la orizont, ceva, o tendință nouă în tactică, în tactica din fotbalul serios, din fotbalul la care visăm și noi și la care n-ajungem, evident? Ceva, o tendință tactică pe care s-o fi întrevăzut-o sau ceva, un trend în zona asta de tactică, de... E ceva ce ți-a... Mie nu mi-a plăcut faptul că am văzut foarte multe echipe centrând foarte mult. Așa. Pentru mine o verticalizare jos, o mingere dublată și o schimbare de direcție pe construcția atacului pozițional e mai importantă decât o centrare pe care fundașii adversi o resping. Și dacă este Franța, următorul contraatac pe Mbappé e gol și 1-0 pentru adversar. E normal să dai centrări, dar s-au forțat foarte mult centrările la întâmplare la acest campionat. Fii atent, pauză. Vreau să te întreb o chestie, să-ți propun o chestie, o temă de discuție. Vorbeam acum 2 săptămâni aici în studio cu un antrenor și spunea așa: dom'le, ce am observat eu la mondialul ăsta, mă rog, și o chestie care, prepeliță, o chestie pe care am tot văzut-o în ultimii ani, în fotbalul serios nu se mai iau măsuri de precauție, nu știu, dacă adversarul joacă cu 2 atacanți, noi jucăm cu 3 fundași, ca să avem tot timpul un om în plus într-o anumită zonă. Nu, acum fotbalul se joacă, ai 2 fundași centrali foarte buni pe care îi pui și joacă om la om dacă adversarul are 2 atacanți. Și mă gândesc că tocmai datorită sau din cauza chestii astea se încearcă foarte multe centrări pentru că este imposibil ca atunci când sunt doar 2-2, 2-2 cum se spune în fotbal, 2 atacanți pe 2 fundași centrali, să nu apară la un moment dat un moment de ezitare al unuia dintre fundași. O chestie pur statistică. Cu cât centrezi mai mult în careu, cu atât ai mai multe șanse ca la un moment dat un fundaș să doarmă pentru o fracțiune de secundă și atacantul cu care e în duel direct să-i scape să dea gol. Nu cumva asta e, de fapt, o contramăsură la ce se joacă acum în fotbalul mondial? Nu, că pentru că Argentina joacă cu totul altceva. Okay. Argentina nu centrează. Okay. Argentina e campionă mondială pentru că duce jocul de combinații și pase scurte la paroxism și inventă niște lucruri pe care efectiv împietresc adversarii. Asta e frumusețea jocului. Argentina nu face chestia asta și pentru asta Argentina e campionă mondială. Dar am văzut multe echipe, până și Olanda și foarte multe alte echipe, care încearcă să joace mai repede aruncând mingi. Nu încearcă să joace mai repede verticalizând, mergând pe ideea că drumul cel mai scurt spre poartă este linia dreaptă.
dar n-are nici, n-au nici jucătorii cu geniul lui Messi care să dea aceste mingi în care să elimine patru adversari. Când ai un Messi care elimină patru adversari dintr-o singură pasă și te lasă singur cu portarul sau cu poarta goală, nu mai ai nevoie de centrări. A, înseamnă că deci, na, cu Messi e mai scurt drumul spre poartă, totuși. Cu Messi mult mai scurt drumul spre poartă, da. pentru că el are o imaginație și o gândește înainte adversarului cu o fracțiune de secundă, anticipează și pe niște automatisme cu coechipierii care sunt convins că Scaloni le-a lucrat, pentru că de asta este un mare antrenor și se vede în jocul Argentinei, el are o coerență și niște automatisme incredibile. Eu sunt cu Argentina, eu sunt pentru jocul de posesie, eu sunt pentru jocul de circulație, eu sunt cu Barcelona aia mare a lui Guardiola, care a fost cea mai mare echipă din lume, după părerea mea, alături de Milanul lui Arrigo Sacchi cu Gulli, Rijkaard și Van Basten. Echipele care joacă pentru că a avea posesie și a avea circulația balonului înseamnă a domina terenul, a domina adversarul, a fi superior, a fi determinat, pentru că determinarea vine din superioritatea tehnico-tactică și atunci când tu controlezi jocul, poți să faci ce vrei, poți să decizi jocul, în timp ce adversarul care nu are mingea se rezumă doar la metode de a distruge. Rămân la părerea că posesia, circulația și construcția atacurilor poziționale cu înlănțuiri de 80 pase și finalitate gândită, cu superioritățile numerice pe care trebuie să le creezi, sunt cel mai greu lucru din fotbal, sunt cel mai frumos lucru din fotbal și încercările astea de a hai să aruncăm mingea în careu, că poate pune vârful de atac capul și rezolvăm, mi se par de mult de domeniul întâmplării. E normal să centrezi de foarte multe ori, dar nu să centrezi centrez când ai o poziție câștigată, centrez când atacantul a luat fața fundașului, dar nu centrez în careu când sunt 8 fundași adversi și riscul de a se respinge și a pleca pe un contraatac care să te curețe și să nu știi să tai jocul este foarte mare. Asta este părerea mea. Construcția este cel mai frumos și mai complicat lucru din fotbal și pentru asta Argentina este campioană mondială meritată. Aș fi vrut un singur lucru să spun în încheiere, că mi-ar fi plăcut foarte mult ca Argentina să câștige această finală înainte de penaltiuri, ca să nu mai fie discuții. Știi cum e la penaltiuri? Sticla e șutur, dar poate să bată pe Milan. Da. Dar ți s-a părut că a fost un pic ajutat Argentina la mondialul ăsta? Prea multe penaltiuri, unele, sincer, cel din finală eu nu l-am înțeles, da? Deși avem VAR, nu ni sunt explicate toate lucrurile întotdeauna. Dacă vrei, sensibil, poate au fost ajutați puțin, dar sensibil. N-are nicio legătură cu... N-are nicio legătură cu deși toată lumea a crezut că va fi ajutată Franța, pentru că, nu? După ce am auzit că... După voturile francezilor pentru ca Qatarul să organizeze, s-au cumpărat avioane de luptă de 14 miliarde de euro. Da? Mi-a fost frică de chestia asta, da. Dar ca să fim obiectivi și să fim corecți până la capăt, părerea mea este că arbitru a fost sensibil așa cu Argentina și putea să-i dea de două ori cartonaș galben lui Messi, dar când e vorba de Messi, ți-e rușine ca arbitru să-i dai galben. L-am văzut pe arbitru că nu poate să-i dea galben lui Messi. Bun, apropo de Messi, îl avem în imagini, l-am avut pe Ronaldo. S-a cam terminat, crezi, discuția asta Messi versus Ronaldo, care a fost mai bun, pentru că de data asta pe ei poți să-i compari. Au jucat amândoi la echipe importante în aceeași perioadă, deci nu poate să spună nimeni. Unul a jucat când fotbalul se juca cu bască, altul când e turbo fotbalul. Crezi că e lămurită cumva comparația asta Messi versus Ronaldo după acest mondial? N-a fost niciodată o comparație între ei. Sunt doi jucători cu totul diferiți. Okay. Ronaldo a fost un jucător pe care l-au pus în valoare jucător Jed Modric, care a plecat din bloc și dar pe pasul decisiv al mijlocașului central al lui Real și în momentul când l-a lăsat acea plecare, când l-au lăsat picioarele și n-a mai câștigat duelurile 1 contra 1, atunci a murit. În timp ce Messi, datorită tehnicii fabuloase pe care o are, poate să se retragă puțin 20 de metri, să joace în zonă liberă, face ce vrea cu disponibilitățile tehnico-tactice pe care le are și atunci ce este un jucător mai longeviv.
Adică el poate să aibă longevitate datorită faptului că se poate retrage într-o zonă în care pressing-ul nu este atât de mare. În timp ce Ronaldo nu se putea retrage. Ronaldo trebuia să joace numai acolo unde jocul ardea. Și atunci era unul contra unul, era care pe care. Calitate fizică fantastică a lui Ronaldo, dar tehnică nu se poate compara tehnica celor doi. În finalul discuției despre Mondial, știu că ai fost acolo, cum ți s-a părut, din ce ai văzut, cum ți s-a părut Mondialul ăsta din Qatar, organizarea, cum ți s-a părut așa, tot ce ai văzut acolo? Organizarea e fantastică. Așa. Fantastică, cu excepția faptului că la stadioane se ajungea foarte greu, adică erau blocate intrările cu 2-3 km înainte. Uh-huh. Ah. Deci adică crezut. Mult mai ușor ajungi la San Siro sau la Stade de France sau la mă rog, la Stade era de France. Securitate. La Stade de France nu, că a fost exemplul finalei Champions League de anul ăsta. Unii nici n-au mai ajuns la finala de pe Stade de France, că a fost în primul rând în bulzeală, au fost furați de băieții din cartierele de lângă Stade de France, adică a fost o nebunie. Asta este altceva, dar metrou te lăsa să știi că la 400 de metri de stadion. Aha. Da, da, aia 400 de metri, nu. După aia... Aici stadioanele erau foarte, foarte securizate, cu niște filtre incredibile și era foarte complicat. La meciul, la cortul acela, la Franța-Maroc, s-a ajuns mult mai ușor, mult mai bine. Uh-huh. Dar la celelalte... noi după aia aveam un șofer care... ne-a lăsat la Franța-Maroc și urma să vină să ne ia și a trebuit să mergem 3 km pe jos la finalul meciului pentru că erau blocate toate intrările spre stadion. Hai să te întreb un pic și despre despre fotbalul de aici. Da. Fotbalul care se uită la televizor la Mondial. Ai văzut povestea de la Craiova? Cum ți se pare? Chiar eram curios să-ți aflu opinia. Rădoi vine, dă afară 4 jucători din lot. Și spune cam de ce i-a dat afară, un lucru mai rar văzut la un antrenor, adică să vii la televizor să spui pe ăla așa, ăla așa, ăla așa, ăla așa, și după o lună Rădoi își caută de lucru. Păi nu poți să faci chestia asta. Nu poți să faci chestia asta. Eu am spus că Rădoi, care și-a creat o anumită imagine pentru că a fost antrenorul echipei naționale, iar acolo acea echipă națională a făcut o performanță, în primul rând e meritul Federației și al lui Burleanu, că a introdus această regulă, chiar dacă nu le-a convenit cu Under 21, și au apărut niște jucători care au și jucat în niște campionate puternice și au făcut acel loc 4 de la campionatul european. Problema este că au rămas la nivelul de perspective și nu de certitudine, tot datorită lipsei de competență a antrenorilor și niciunul din este uluitor faptul că după ce faci locul 4 la un campionat european, niciunul din jucătorii aceia nu joacă într-unul din primele 5 campionate mari din lume, Anglia, Spania, Italia, Franța sau Germania. Okay. Aici avem o problemă, pentru că noi dacă nu ajungem aici, nu vom fi niciodată la un campionat mondial. Și tot ceea ce se întâmplă în Liga 1, cu numirile nu pe criterii de competență ale unor antrenori, ca să fim, fac ca să... Te auzi, te auzi, nu pune, da, da, nu, e în regulă, totul e în regulă, te auzim. Auzi? Da, da, te auzim, e în regulă. Da. Am 2 secunde. Poți să scoți căștile. Da, scoate căștile. Da, așa. Scoate căștile din urechi. 2 secunde. Scoate căștile. E tot în regulă. Ne auzi? Nu mai am căștile, știi? Scoate casca. Ți s-au terminat bateriile. Ne auzi acum? Acum trebuie să ne auzi. Că s-a... Alo. Da, trebuie să închizi. Da, lasă că ai închis. O să-l contactăm imediat pe Ionuț Chirilă să restabilim legătura și să vorbim despre campionatul României și despre ce s-a întâmplat în acest final de toamnă din Liga 1. Mă auzi acum? Te auzim, da, tu mă auzi? Da, da, acum da, din nou. Da, să apeși pe butonul de cameră că nu te vedem. 2 secunde. Da. Aia. Da. Da, nu, ai apăsat din nou pe el. Mai apasă o dată. Așa. Acum... Deci
Ideea este următoarea. Așa. Lipsa de știință de a construi echipe și jucători în fotbalul românesc, da, are repercursiuni grave a celor două echipe naționale. Și lipsa de competență din punct de vedere tehnic a ceea ce se întâmplă și la federație. Pentru că noi am ajuns să am tot respectul și chiar îmi place foarte mult, dar noi ajungem să-l naturalizăm pe Camora. Noi ajungem să aducem jucători străini, să facem infuzie de jucători străini din campionate slabe pe care nu ia nimeni și vin în România și blocăm dezvoltarea jucătorilor români, lucru grav pentru echipele naționale și pentru ceea ce înseamnă calificările la un campionat mondial sau la un campionat european. De aici pornește totul. Și am spus asta de foarte multe ori. Aud că antrenorii n-au nevoie de licență. Păi dezastrul fotbalului românesc este că se lasă de fotbal, provin din jucători, miercuri termină cu activitatea fotbalistică și joi vor să devină antrenori fără niciun criteriu de competență în spate și ascund neputința profesională în lipsa științei de a construi, spunând conducătorilor, n-am jucători. Ăla îi cumpără 6-7 jucători, după aia îl dă afară peste 6 luni și vine altul care vrea alți 6-7 jucători. Și după aia cluburile ajung în insolvență și în faliment. Da. Sunt curios cum vezi imaginile astea. Fii atent, imagini cu un antrenor la un club important, poate clubul cu cei mai buni jucători din sau cu lotul cel mai promițător din Liga 1, antrenorul de fapt, ca să păcălească regulamentul, stă cu plăcuța de schimbare în mână, mă refer la Pintilii, și face... Am văzut. Cum se vede asta? Da, nici nu pot să comenteze așa ceva. Ei trebuie să se gândească de ce nu câștigă titlul de 8 ani de zile. Păi, că probabil că s-au gândit. Și iată, soluția este să aducă antrenor pe Leo Strizu. Înseamnă că nu s-au gândit bine. Așa. Eu știu că un antrenor trebuie să parcurgă niște etape. Eu, prima dată, în 87, când m-am apucat de această profesie, am fost instructor. Am câștigat 4 campionate cu Dinamo și după aia mi-am luat licența B. Da. După aia am calificat o echipă națională la un campionat european, da, de tineret, și mi-am luat licența A. După aceea am antrenat 2-3 echipe de divizia B. În 2007 mi-am luat licența pro. Deci școala și practică este ideal. Păi da, ei fac școală, practică și după aia școală. Uite. Nu se face chestia asta. Pentru că un antrenor... Chestia asta cu tâmpenia asta, că sunt antrenori de junior și antrenori de senior, e o prostie. Sunt antrenori care știu să construiască echipe și să dezvolte jucători și sunt antrenori care nu știu să facă chestia asta. Punct. Punct. Tu știi de ce jucătorii mei toți, Petre, Tararache, Hâldan, Dumnezeu să-l ierte, Bratu, Daniel Nicolae, Maftei, Raț, Mărtean, Codrea Paul, n-au mai avut nevoie de liantul unei echipe de divizia B și au intrat toți sub presiune, acum țin minte, pentru că erau foarte talentați. Pentru că în momentul ăla când lucram cu ei la 14-15 ani, construcția atacurilor poziționale în condiții de adversitate și spații mici, alții făceau menținerea mingii cu capul la vârsta lor. De asta Lucescu l-a aruncat pe Mărgăritescu într-un meci în care Nae Stanciu avea 4 cartonașe galbene și decidea titlul în România, Steaua Rapid în Giulești, 2-2 mi se pare, și l-a băgat titular, l-a pus și capitan de echipă, fără să fi jucat un minut în Liga 1. Și a jucat de parcă a jucat de 25 de ani la Rapid. Asta trebuie să faci cu jucătorii. Valoarea nu așteaptă numărul anilor. Randamentul bate experiența, dacă ești antrenor. Un jucător de not, tu ca antrenor, ca să faci profit la un club, trebuie să-l aduci pe jucătorul cu $1,500 salariu pe lună la vârsta de 19 ani, la complexitatea tehnico-tactică, fizică și mentală a lui Deac, pe care Neluțu Varga la 35 de ani probabil plătește cu 20.000 de euro sau 25.000 de euro. De acolo se fac banii. Să cerem jucători este ușor, iar întâi ca antrenor trebuie să-ți faci mâna cu niște jucători anonimi
pe care să-i dezvolți făcând forța colectivă a echipei. Cine spune că trebuie să facă jucători fără să facă jocul, spune o mare prostie. Pentru că organizarea, tacticizarea și complexitatea tehnico-tactică a unui jucător îi dă valoare individuală. Nu poți să antrenezi jucători fără să faci jocul echipei. Nu poți să faci chestia asta. Pentru ca să-i dezvolți. Și atunci, jucătorii ăștia trebuie produși. Altfel, fotbalul românesc va muri, iar aici... Păi nu e mort? Mai trebuie să așteptăm? Sau mi se pare sunt că lucruri, sunt lucruri de competență. Dacă ai reușit să faci chestia care ți-o spun din jucători anonimi, să faci jucători importanți și din echipe mici să faci echipe mari, după aia ajungi să-l antrenezi pe Omrani, pe Culio, pe Camora, pe Alibec, pe Budescu, și pe toți ceilalți grei din fotbalul nostru. Uite, e un antrenor în Liga 1 care mi se pare că are stofă, e Măldărășanu, care promovează, nu schimbă, nu aduce foarte mulți jucători, nici n-avea cum, că clubul n-avea bani, din contră, avea foarte mari datorii, și echipa lui, Hermannstadt, e pe locul 6 în momentul ăsta, tocmai a bătut în deplasare CFR-ul. Da. Iar echipa pare că are o identitate, adică se vede că ceva se lucrează la echipa aia, se vede mereu același lucru. Are clar o identitate. Are clar o identitate și nu sunt întâmplătoare rezultatele. Iar el este un băiat inteligent, din câte văd eu. Uh-huh. Și se transpune în joc. Se transpune în joc ceea ce se face el. Când antrenorii vor fi numiți pe criterii de competență în România, fotbalul românesc va crește. Și valoarea celor două echipe naționale va crește și ne vom duce la un campionat mondial. Dar asta când se va face. Din păcate, eu trebuie să mă duc să ajung la Clinceni și să iau o echipă cu două puncte în etapa 10-a, da? Cu jucători neplătiți de 5 luni de zile și să mă antrenez cu găinile pe teren. Cu ce, da? Te-ai antrenat? Cu ce? Cu ce ai zis? Nu mai contează. Cu găinile ai zis? Iar alții care n-au parcurs aceste etape, așa, se trezesc cocoțați într-un pom din care automat, mai devreme sau mai târziu, cad și se prăbușesc. Okay. Vis-a-vis de ce m-ai întrebat cu Rădoi, am învățat un lucru de la un om important din fotbal. Niciodată să nu dai în jucători. De la Mircea Lucescu. Niciodată să nu lovești în jucători. Pentru că jucătorii sunt un grup. Niciodată nu se va renunța, nici dacă ești Guardiola, nu se va renunța la un grup pentru un antrenor. Pentru că acolo este o investiție mare. Și al arabilor de la City, și al lui Rotaru de la Craiova, și al lui Gigi. Nimeni nu poate renunța la investiție. A, că investiția s-a făcut prost, este o altă problemă. Când te duci, îți asumi. Dar încerci să ai o relație bună cu jucătorii. Întotdeauna la fotbal vor fi jucători mulțumiți și jucători nemulțumiți. Ăia 11 care joacă sunt mulțumiți, ăia 4 care intră mereu din rezervă, joacă 30 de minute, 25, sunt și ei mulțumiți parțial, și lotul până la 25-26 vin nemulțumiți. Da. Acolo trebuie să gestionezi problema. Acolo trebuie să o gestionezi, pentru că dacă nu, te poate costa cariera și poate un campionat mondial. Vezi cazul de Deschamps, Benzema. Da. Cum vezi lupta pentru titlu? Sunt curios așa. Viitorul a terminat anul pe primul loc. Neașteptat. Cred că... Faru, stai că tot Viitorul îmi vine să-i zic. Faru poate să fie o nucă tare, însă merg tot pe CFR pentru că au structura asta foarte puternică acolo, au stabilitate și, repet, de mulți ani de zile ei joacă două campionate. Unul afară și unul în țară. Și atunci când vii cu experiența meciurilor din Europa League, da, da, sau Conference, mai nou, este un meci din Europa League, din grupe, sunt cât jumătate de campionat. Cu experiența unui joc de afară. Țin minte că eu cu Chiajna, așa, m-am dus într-o întrerupere de campionat să joc în Italia, am aranjat cu un prieten foarte bun de-al meu, să joc cu Sassuolo.
Așa. Și am fost la Sassuolo, era și Alexe a jucat. Am făcut un meci fantastic. Am pierdut 4-1 sau 4-2, dar am jucat 30 de minute, 40 de minute. Păi cum ai făcut fantastic meciul dacă ați luat bătaie 4-1? Peste 3 zile, care peste 3 zile urma să bată pe Roma, pe Cianciovila. Ok. Da, am jucat un amical în întreruperea pentru echipa națională. Vreau să spun, când am venit de acolo, după 3 zile am avut meci de campionat cu Săgeata Năvodari. Așa. Și am bătut 4-0, dar într-o rit de joc, și mi-am dat seama ce a însemnat pentru jucătorii mei să fi jucat un amical cu o echipă de Serie A. Și s-a văzut chestia asta atât de evident, cum nu-ți poți da seama. E, gândește-te că CFR-ul de ani de zile joacă Europa League. Oficiale, nu amicale. Și adună meciuri oficiale, cu presiune, cu încărcătură foarte mare. Cred că lucrul ăsta, deci competiția, îi face favoriți și anul ăsta. Dar se joacă. FCSB, nu vezi, nu creditezi cu șanse. Nu mi se pare încă o echipă care are consistență în joc, care are forță de joc și de șoc, care ca să ducă trena unui titlu până la capăt. E acolo și FCSB și trebuie să fie FCSB acolo, pentru că fotbalul e mai frumos. Trebuie să se refacă totul la Craiova, dar din păcate acolo i-am spus lui Rotaru de mai multe ori că se fac niște greșeli în lanț incomensurabile și este păcat că, din punct de vedere administrativ, probabil clubul cel mai organizat din România stă atât de prost la managementul tehnic. Este inadmisibil ca în atâția ani cu asemenea stabilitate financiară, da, Craiova să nu aducă un titlu. Este inadmisibil. Ionuț, îți mulțumesc mult de tot pentru prezența în dimineața asta. Îți doresc sărbători fericite, să fii sănătos, să ne revedem cu bine la anul. Argentina acum e campioană mondială, ești mulțumit. Vamos, Argentina! Da, da. Am spus tot timpul în drumul spre Qatar, da? Con la fuerza e corazón, Argentina sara campeon. Aia e. Mulțumesc mult, toate bune. O zi bună tuturor, numai bine. A fost GSP Live. Ne revedem după anul nou, pe 9 ianuarie, însă rămâneți alături de noi. O să vedeți lucruri interesante în zilele care urmează, interviuri cu personaje interesante. Citiți site-ul Gazetei Sporturilor, www.gsp.ro, pentru tot ce e nou, ce e important în sport. O zi bună, toate bune, numai bine!